Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, Rețete Simple. Ce vreau să vă spun, că astăzi am fost la cumpărături și au avut aici așa dicheripe, să cheam aici, adică așa coaste cu carne, cu multă carne pe ele, nu? S-a zis mai așa. La 4,99 € kilogramul, deci 5 euro kilogramul. Deci așa arată bucata, care am să o tai așa, fain. Și am să o pun așa la prăjit, în tigaie, nu o pun la cuptor. O pun la tigaie, la prăjit. Deci vă arăt așa cum se taie ea. Deci astea sunt aici dicheripe coaste de porc. Așa arată. Bineînțeles că am spălat-o. Și acum mi-o porționez așa, felii faine. Vedeți? O condimentez imediat și o pun așa prima dată cu ulei și cu apă să fiarbă, probabil cam mai aproape o oră, cred, ca să facă moale. Deci așa arată aici. Faină. Și revin imediat. Cum vedeți, dragilor, am condimentat carnea cu de toate. Cu un pic de piper, cu un pic de sare, cu un pic de usturoi praf, un pic de vegeta, ulei și apă. Și acum o las așa încet să înceapă să fiarbă așa încet, ca să facă moale și apoi să prăjește. Și cum vedeți, dragilor, carnea mea fierbe. Am întors un pic pe partea cealaltă și tot așa până când e aproape moale. Am să-i mai pun imediat așa încă o cană de apă până când se face. Și așa, dragilor, am să vă arăt că carnea este aproape fiartă, moale. O mai las un pic și după aia începe ea să prăjească, bineînțeles. La care am să fac o mămăliguță cu un pic de brânzică deasupra și la carne am să-i pun niște usturoi. Deci asta o să fie. Și așa, dragilor, am aici 2, 4, 6 usturoi care vreau să îi pun deasupra pe carne, îi presez și cu zeamă de acolo peste carne am să pun aici peste usturoi, că nu mai vreau acum să mai pun din nou sare aici și apă, că e carnea destul de condimentată și sucul ăla de acolo de unde se prăjește e condimentat. Și am să-i pun de acolo câteva linguri deasupra, ca să pot să arunc usturoiul înapoi acolo în tigaie. Deci așa fac o carne prăjită la tigaie cu mujdei de usturoi și cu mămăliguță. Cam asta este. Că n-am mai făcut de mult mămăliguță. Și am să iau niște linguri de zeamă de aici din tigaie. Iar acum o las să prăjească. Până acum am lăsat-o așa să se fiarbă. Și cu zeamă de aici pun peste usturoi. Cam așa, îl las aici așa până se prăjește carnea, ca să pot să-l pun așa deasupra când e carnea frumos prăjită. Deci asta am vrut să vă arăt cu carnea mea cu muștei de usturoi. Și apa pentru mămăliguță fierbe. Și așa, dragilor, puține mămăliguță fac într-o liță mică
Eu așa pun la ochi aici, să nu fie nici groasă, nici subțire. Să las așa fain să fiarbă încet. Și asta este, ne? Și sper să vă placă ce am făcut astăzi. Prăjitura a ieșit faină. Și revin imediat. Și așa, dragilor, arată acum carnea, cum vedeți, s-a prăjit fain. Și acum am să-i pun usturoiul deasupra. Cam așa arată. Și cum vedeți, am pus usturoiul. Ce să vă spun, că are o aromă aici foarte faină. O întorci pe partea cealaltă să fie aici peste tot. Focul l-am oprit. Și asta este cu carnea. Cu coastele astea de porc. Vedeți? Normal că acum ia sare un pic că a fost usturoiul cu sucul ăla, știți? Și normal că a sărit un pic. Deci asta am dus să vă arăt. Și aici, cum vedeți, o porție de carne cu mămăliguță și smântână. Și aici cu varza de ieri, care a rămas, am încălzit-o, și o porție așa cu varză și cu carne prăjită. Deci, sper să vă placă, dragilor. Asta este. Și aici, cum vedeți, porția cu varză am făcut-o pentru soțul, că lui îi place. Varza de ieri e mai bună ca astăzi, nu? Foarte bună! Foarte bună? Oh. Da, dacă lui îi place, înseamnă că e bună. Da. Și așa, dragilor, am revenit foarte scurt să vă mulțumesc la toată lumea pentru aprecierile dumneavoastră. Mă bucur foarte mult că vă place totul. Vă pup cu mult drag pe toată lumea și vă doresc ca în continuare să aveți o seară plăcută alături de familiile dumneavoastră frumoase. Multă, multă sănătate la toată lumea, pupici din partea mea. Și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia, rețete simple, cu mult drag pentru dumneavoastră.